Stimați colegi, scopul aflării la guvernare a puterii, al politicii și al partidelor, este unul singur. De a mișca țara înainte, de a face ceva bun pentru această țară. Pentru asta oamenii își dau votul și trimit deputații în Parlament, pentru că să mișcăm țara înainte. Ca să o aducem în rândul țărilor civilizate, în rândul țărilor dezvoltate și prospere. În 3 ani cât am fost în guvern, țara s-a mișcat înainte. S-au construit drumuri, s-au reparat școli și grădinițe, tinerii au putut să-și cumpere o locuință mai ușor, pensionarii au beneficiat de ajutoare. Din păcate, din 2019 Moldova s-a oprit. Din 2019 țara nu s-a mai mișcat înainte, a stat pe loc, s-a blocat. Stimați colegi, ați blocat țara. Politicienii au blocat Republica Moldova. În alegerile prezidențiale recente, oamenii au investit speranță. Au mers la vot cu gândul la vremuri mai bune, cu gândul că după 2 ani pierduți, în sfârșit țara va fi deblocată și se va mișca înainte. Acum câteva luni în urmă, Partidul Democrat era la guvernare. Era într-o coaliție. Aveam miniștri în guvern. Am decis să ne retragem de la guvernare pentru a oferi președintelui ales posibilitatea de a investi un guvern, de a construi o relație corectă cu Parlamentul. Ce am obținut în schimb? Și noi considerăm acum că suntem pe marginea irosirii acestei oportunități pe care au oferit-o, în primul rând, Partidul Democrat. Noi am avut o solicitare elementară în toată această perioadă de timp. Am zis că împărtășim ideea alegerilor anticipate, dar să-și asume cineva curajul să iasă în fața cetățenilor, să spună foarte clar ce se întâmplă cu țara în această perioadă. Cum rămâne totuși cu criza? Ce face țara în tot acest răstimp? Ce facem cu cetățenii? Cine își asumă responsabilitate pentru toți cei care mor de COVID astăzi, că nu sunt locuri în spitale, pentru cei care și-au închis afacerile și pleacă peste hotare și tot așa mai departe. Astăzi am auzit diferite etichetări. Am numit ce se întâmplă această situație din Parlament diferit. Teatrul absurdului, spectacol de prost gust și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, și astăzi asistăm la un exercițiu masiv de trișare politică. Să fim sinceri, voi spune acum ceva ce tot știu, dar nimeni nu îndrăznește să spună. În ciuda declarațiilor tari din studiourile TV, partidele din acest Parlament nu vor alegeri anticipate. Nu s-au gândit la anticipate cei care au votat proiectele de legi care urmau să blocheze sistemul social și cel financiar al țării, ca mai apoi să dea vina pe președinție. Nu s-au gândit la alegeri prezidențiale și cei care au investit peste 10 milioane de dolari cumpărând deputați ca astăzi să meargă în alegeri. O singură forță din Parlament vrea anticipate. Necesitatea alegerilor anticipate, ni se explică prin curățarea clasei politice. Vă întreb, stimați colegi, avem siguranță că următorul Parlament va fi mai curat? Cine își asumă responsabilitatea în cazul în care în viitorul Parlament vom vedea o majoritate care duce țara în direcție de maniera proiectelor de legi care au fost votate în decembrie? Ce vom spune atunci? Și vreau să vă spun din experiență proprie. Înțelegem că este mai ușor de guvernat când ai toată puterea în stat. Dar condiții ideale niciodată nu există. Ca un om care a promovat reforme în această țară, vreau să vă spun că când ai posibilitatea să miști țara cu 10%, cu 20% înainte, trebuie să o faci neapărat, nu să aștepți condiții ideale, pentru că acest lucru s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Atunci însă când vrei toată puterea, mai mult,
ca în povestea lui Pușkin, pescarul și peștișorul de aur, riscăm să ne pomenim în fața coveții sparte. Stimați colegi, absurdul a ajuns la limită azi. Alte țări discută despre mediu, despre energie verde, despre fericire. Noi continuăm în Parlament să discutăm despre limbă, despre identitate, mai actual despre alegeri anticipate. Am venit astăzi în Parlament să nu ne dăm votul pentru un guvern care nu vrea să fie votat. Intenționam să nu ies astăzi la tribună, dar până la urmă am zis să ies pentru a-mi cere scuze în fața cetățenilor Republicii Moldova, personal, colegilor mei, le este rușine de ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. Întrebarea mea este: ce am făcut astăzi bun noi cu toții aici în acest Parlament pentru cetățenii Republicii Moldova? Vă mulțumesc!